Banii alocați de Consiliul Local Tinerilor din Târgu Jiu pentru anul 2019 au rămas neatinși după ce municipalitatea nu a venit cu proiecte de hotărâre în favoarea declanșării acestui demers. Este pentru prima dată când tinerii, membrii ai organizațiilor non-guvernamentale, rămân cu ideile pe hârtie. În fiecare an, Consiliul Local a alocat o sumă importantă de bani pentru proiecte culturale și nu numai destinate organizațiilor de tineret non-guvernamentale care au ca beneficiari tinerii din municipiul Târgu Jiu. Este primul an în care, din păcate, nu ajung banii alocați de Consiliul Local către aceste organizații non-guvernamentale, pentru că primarul municipiului Târgu Jiu trebuia să inițieze și să susțină un proiect de hotărâre în Consiliul Local prin care să declanșeze sesiunea de depunere de proiecte. Primarul municipiului Târgu Jiu în acest an a decis ca banii alocați de Consiliu pentru tineret să nu mai fie alocați proiectelor pentru tineret. Anul trecut, peste 10.000 de tineri au beneficiat de sumele acordate în 2018 prin punerea în practică a ideilor. Potrivit viceprimarului, elevii și-ar fi dorit să le fie susținute și anul acesta planurile și creațiile. Ca să vă dați seama de impactul acestor proiecte, anul trecut am avut peste 10.000 de beneficiari. Suma anul trecut a fost de 1 miliard, suma alocată pentru acest an de 1 miliard. Comisia care evalua aceste proiecte era formată din consilieri locali de toate partidele politice. Deci nu erau partipriuri și n-am căutat să politizăm activitățile destinate tinerilor din municipiul Târgu Jiu. Dar din motive care pe mine mă depășesc și mă și îngrijorează totodată, păi organizațiile de tineret din municipiul Târgu Jiu erau și cercetașii care doreau să implementeze niște proiecte. Fundația, Federația Asociațiilor Tineret, Fundația pentru Tineret Gorj. Sunt foarte multe care s-au interesat și se interesează în continuare. Erau niște proiecte legate de filme documentare despre istoria municipiului Târgu Jiu, care trebuiau să ajungă în licee și în școli pentru a fi prezentate. Știu doar un proiect în acest sens, domnul Dorin Brozbă, cu proiectul Lagărul de la Târgu Jiu, care a găzduit polonezii în al doilea război mondial, o poveste impresionantă. În orașele mari, bătălia pe astfel de proiecte este mare. De pildă, în Cluj-Napoca, în 2019, 310 fundații și asociații au solicitat fonduri din bugetul local în cadrul primei sesiuni de alocări bugetare pentru ONG-uri care desfășoară proiecte non-profit. Suma totală pe care au cerut-o ONG-urile depășește 36 de milioane de lei, însă primăria Cluj-Napoca a pus la bătaie doar 10 milioane de lei.